În contextul avertizărilor meteorologice, cod galben și cod portocaliu de ninsori și intensificări ale vântului, valabile și pentru județul Dâmbovița, polițiștii recomandă cetățenilor să evite deplasarea în zonele afectate de condițiile meteo nefavorabile. Totodată recomandăm conducătorilor auto să evite să părăsească localitățile de domiciliu pentru a nu risca să rămână înzepeziți. În cazul în care sunt surprinși în trafic de fenomene meteo periculoase, este indicat să întrerupă călătoria și să se adăpostească în cea mai apropiată localitate. Dacă totuși călătoria nu poate fi amânată din motive de maximă necesitate înainte de a porni la drum, conducătorii auto trebuie să se informeze cu privire la condițiile existente pe traseul pe care urmează să-l parcurgă. Totodată se recomandă ca autoturismul să fie echipat cu anvelope de iarnă și cu dispozitive antiderapante. În ceea ce privește viteza de deplasare, polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să adapteze în permanență viteza de rulare pe drumurile publice la condițiile meteo și de drum. De asemenea, polițiștii recomandă să nu conduce sub influența băuturilor alcoolice. Pentru a evita riscul înzăpezirii pe câmp, nu continuați deplasarea și alegeți să vă retrageți în localități, acolo unde puteți găsi adăpost. Conducătorii auto au obligația să nu oprească ori să staționeze pe traseele pe care se deplasează mijloacele de transport public pentru a permite intervenția utilajelor de dezăpezire. În situația în care rămâneți în pană pe un sector de drum înzăpezit, scoateți autovehiculul cât mai în afara părții carosabile pentru a nu bloca intervenția utilajelor de dezăpezire și aprindeți lămpile de poziție și de avarie. Atunci când plecați la drum, este indicat să aveți plinul de combustibil efectuat, iar din portbagaj să nu vă lipsească lopata, sacul cu nisip, lanțurile antiderapante și o pătură. Toate acestea vă pot fi de folos în cazul în care viscolul și căderile masive de zăpadă vă îngreunează deplasarea. Folosiți luminile de întâlnire permanent pe timpul zilei, mai ales în condiții de vreme nefavorabilă. Conducătorii de autovehicule trebuie să circule cu atenție, calm și să dea dovadă de politețe în trafic, deoarece un comportament agresiv va spori major riscul de a fi implicat într-un eveniment rutier cu urmări nedorite. Evitați să vorbiți la telefonul mobil în timpul deplasărilor pe drumurile publice și nu conduceți sub nicio formă sub influența băuturilor alcoolice. Totodată, reprezentanții IPJ Dâmbovița au câteva recomandări și pentru pietoni. Aceștia sunt sfătuiți să circule numai pe trotuare, traversarea străzii să o facă pe la locurile marcate la culoarea verde a semaforului electric, numai după ce sunt siguri că intenția lor de traversare a fost observată de către șoferi, iar aceștia au oprit mașinile.